pas beaucoup de choses à dire. Nous avons foarte mult ca putsa. Eu sunt la Timișoara azi pentru deschisoarea consularului onorific. Aș vrea la primul rând din nou să mulțumesc gestii de solidaritate de România și aș vrea să adaug ca faptul că deschidem azi consular onorific la Timișoara este pentru mine și pentru ambasada un gest foarte important de încredere, de încredere în viitorul relației dintre Franța și România. În particular, este dovedea că în parte din nou pentru viitorul valoare comune. Mă bucur foarte mult că ambasada Franței, Republica Franceză, au decis să înființeze la Timișoara, să reînființeze la Timișoara, mai bine zis, un consulat onorific. Noi avem în Timișoara Institutul Francez și este foarte bine că l-avem, avem relații foarte strânse cu Institutul Francez, Universitățile Timișorene, învățământul preuniversitar, au relații foarte strânse cu Institutul Francez, dar prezența și a unei alte instituții, precum consulatul onorific, este extrem de benefică și permite dezvoltarea de noi proiecte în colaborare. Mă aștept ca și investițiile franceze în Timișoara și în regiunea noastră să se dezvolte, pentru că noi asigurăm o serie de facilități pentru investitori, în general, de oriunde ar fi ei, și e bine ca ele să fie exploatate. Mă aștept ca relațiile culturale să fie și mai bine sprijinite de acum înainte și, desigur, relațiile între diversele instituții de învățământ superior și preuniversitar din Timișoara și din Franța. Cosmin, numele meu este Cosmin Brânzan, născut în Timișoara 9 iulie 1974. Un scurt istoric, am studiat în Franța, la Toulouse, la școala, e o școală, școala de telecom. Scuze, să o luăm în ordinea cronologiei. Am făcut liceul Logan în Timișoara, am făcut facultatea de electronică și telecomunicații, secția de telecomunicații aici în Timișoara. După care am făcut un master în Franța la Toulouse, la Facultatea de Tehnologii din Toulouse. După care, asta am absolvit în 97 Universitatea Politehnică din Timișoara, secția de electronică și telecomunicații. După care am făcut un master în Franța la Toulouse pe gestiunea de mari proiecte. După care, în perioada 1998-2008, am lucrat în cadrul unui grup mare francez, top 40 de tehnologie, Capgemini, și top 3 la nivel mondial, alături de IBM și HP, care fac implementări de soluții informatice. După care am lucrat și în cadrul Alcatel-Lucent, aici la Timișoara, un an și jumătate, pe care am fost directorul general Capgemini România, aceeași firmă pentru care am lucrat inițial în Franța. Am fost și în Consiliul de Administrație Metrorex și acum, de la 1 octombrie 2013, sunt angajatul numărul 1 și directorul general al Helpline România, o societate de servicii în domeniul informatic care acordă suport, ce se găsește aici în Timișoara.
Ceea ce aș menționa și e important de știut este că datorită acțiunilor ambasadei Franței, special prin UBI France, care este o celulă a serviciului economic care se ocupă de întreprinderile franceze, Helpline a venit să se instaleze aici la Timișoara. Cam relațiile cu ambasada au început din acea de când eram la București, în perioada 2010-2013, și atunci, datorită relațiilor destul de strânse care am avut cu corpul consular și cu cei din domeniul economic în cadrul ambasadei Franței, în momentul în care s-a decis redeschiderea consulatului aici la Timișoara, am fost propus și am preluat acest post de consul onorific al Franței la Timișoara. În primul rând, să spun lucrurilor pe nume, acest consulat are rolul de a acorda suportul necesar cetățenilor francezi ce sunt în Timișoara și nu numai în Timișoara, ci în întreaga regiune, Caraș, Arad, Hunedoara. Și când spun suport, este legalizare de documente, certificate de naștere, realizarea unor acte și, de exemplu, dacă cineva își pierde actele, pașaportul, facilitarea tuturor acestor formalități. Ceea ce este clar și nu intră în atribuțiile consulatului onorific este acordarea de vize sau acordarea de informații economice, de exemplu, dacă sunt burse în Franța sau dacă sunt dacă cineva, un cetățean român, a avut probleme în Franța, nu intră în atribuțiile consulatului onorific de a regla aceste probleme. De asemenea, mai intră în atribuția mea dacă suportul francezilor în relația cu autoritățile locale, spun o chestie minoră, dacă unui francez îi se ridică permisul de conducere, s-ar putea să vină la consulatul onorific și zică, ok, cum facem cu permisul de conducere, și atunci eu trebuie să-i acord suportul în relațiile acestea cu, am dat un exemplu minor, dar este rolul meu de a media cumva relațiile între cetățenii francezi și autoritățile române. Madame Ioana Flânciu și Monsieur Christian Pinter. Doamna Ioana Flânciu și domnul Cristian Pinter. C'est pour moi un grand honneur de vous accueillir dans la nationalité française. Pentru mine este o mare onoare să vă urez bun venit în naționalitatea franceză. Particulièrement après les événements que nous avons connus à Paris. Cu atât mai mult în urma evenimentelor pe care le-am la care am fost martori la Paris. Cette acquisition de la nationalité française. Obținerea naționalității franceze. Puisque vous faites désormais partie de ceux qui à des origines diverses ont adopté notre nation. Deoarece faceți parte dintre cei care sunt adoptați de această națiune. Contribuie au dynamisme et à la grandeur de notre pays. Contribuie la dinamismul și la măreția țării noastre. La naționalité française, c'est une langue, des valeurs communes, une façon de vivre. Naționalitatea franceză reprezintă o limbă și valori comune. Être citoyen français, c'est en effet adhérer aux valeurs et principes qui forment le socle de la République. A fi cetățean francez înseamnă să aderi la valorile Republicii franceze. Bienvenue au sein de la nation française. La France vous accueille désormais. Bine ați venit în rândul cetățenilor francezi, în națiunea franceză. Țara vă urează bun venit.